Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise la începutul anului, în cadrul unei campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Obiective și intenții pentru anul 2021, cum ne setăm aceste intenții, cum stabilim un echilibru între obiectivele pe care ni le planificăm și așteptările pe care le avem de la împlinirea acestor obiective, ale acestor planuri. Despre rezoluții, astăzi alături de noi este Iulia Feordeanu, psihoterapeut jungian, instructor Aware Parenting și mulțumim foarte mult pentru că a acceptat invitația noastră de a se alătura campaniei Obiective și Intenții pentru 2021. De asemenea, ca de fiecare dată, venim și cu o recomandare de carte în cadrul rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Este vorba despre Eroul cu 1000 de chipuri de Joseph Campbell, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald și care, așa cum spuneam, face parte din campania Obiective și Intenții pentru anul 2021. Iulia, cum facem noi la începutul anului sau cum ar trebui să facem, ce sfaturi le-am putea da cititorilor? Probabil că ar trebui să începem cu un soi de curățenie, da? A anului 2020, de a face un bilanț, poate de a trage niște învățăminte, niște concluzii, niște lecții, pentru că iată, 2020 cred că a fost generos în a ne oferi, chiar dacă are așa o ușoară tentă ironică, multă lume ar spune, vai, a fost un an groaznic, a fost un an rău, a fost... No, totuși a fost un an din care noi am avut de tras niște concluzii și niște lecții, niște învățăminte. Cum a fost acest an 2020? Cu ce ne-am confruntat? Uite că la începutul lui 2020 ne-am făcut probabil niște planuri, ne-am setat niște obiective. Acele planuri sau obiective nu s-au mai putut realiza din cauza unor factori externi care n-au ținut de noi. Deci poate că ceea ce ține de noi, să spunem că într-o măsură mai mare sau mai mică, este realizabil, dar ceea ce ține de niște factori externi care, iată, au influențat până la urmă întreaga omenire, întreaga umanitate, este mai greu să le realizăm. Sunt mai multe întrebări pe care le-ai pus, unul legat de anul 2021, cealaltă legată de concluziile pe care le-am tras din 2020 și legătura cu eroul cu 1000 de chipuri și cu călătoria eroului. O să încerc cumva să îmbin răspunsurile toate. Da, sigur că există această modă sau această tendință de a ne propune lucruri și de a ne face planul și de a ne stabili obiective la început de an. Totuși, eu aș vrea să fiu avocatul celelalte tendințe de a ne propune sau de a încerca să rămânem deschiși către neprevăzut, către necunoscut și de a permite inconștientului să-și facă simțită prezența mai mult în viața noastră sau să putem să creăm o legătură mai bună și cu latura nevăzută, nestructurată și de necontrolat a naturii, a naturii noastre psihologice, a naturii în general și a Universului. Iar ce s-a întâmplat în anul 2020 ar fi o ilustrare bună a părții de necontrolat a vieții, pentru că, indiferent ce obiective am avut la începutul anului 2020, fiecare dintre noi, dacă am avut, cu siguranță că o mare parte dintre ele, cele ce țineau de planurile în lumea exterioară, de călătorii, de întâlniri cu alți oameni, au fost făcute imposibile de situația globală cu pandemia. Deci, cumva, dacă la începutul, cine la începutul anului 2020 și-a propus să fie mai deschis la neprevăzut și să devină mai flexibil și mai adaptabil, indiferent ce s-ar întâmpla,
Siguranță că a avut o călătorie a eroului foarte interesantă de-a lungul întregului an. Cine și-a propus să călătorească și să, nu știu, să facă lucruri în exterior, probabil că a avut de suportat niște frustrări și de învățat niște lecții, cum ai spus și tu. Dar cred că este foarte important să lăsăm loc pentru a fi flexibil sau să lăsăm loc să fim surprinși de noi înșine, de univers, de cumva dacă la începutul anului ne facem o listă de ce avem de făcut, pornim cumva o atitudine extrem de activă, extrem de masculină, extrem de young. Și deși sunt foarte multe direcții în coaching și în chiar și în psihologie care ne împing și ne încurajează să fim din ce în ce mai competitiv și mai activ și să atingem noi și noi obiective, eu nu sunt un adept al acestor extreme, ci cred că dacă lăsăm lucrurile să se mai și întâmple, nu greșim neapărat. Sigur, nu îndemn la a ne complace într-o stare de lene sau ceva de genul acesta, dar cred că trebuie să învățăm, inclusiv din experiența anului trecut, inclusiv din ritmurile naturii, să fim și mai contemplativi sau mai puțin activi, să lăsăm să se manifeste și latura mai in, mai feminină a personalității noastre, a psihicului, și asta înseamnă să fim receptivi și nu neapărat activi. Anul 2020, bineînțeles că ne-a obligat pe toți să fim mai puțin activi, cel puțin fizic. Nu știu dacă e chiar un lucru bun să nu ne mai mișcăm deloc fizic. Deci nici cealaltă extremă nu este de dorit. Dar cu siguranță a fost un an în care obiectivele exterioare ale multora nu au putut fi atinse. Și o oportunitate bună de a reflecta la imprevizibil, la lipsa noastră de control asupra multora dintre planurile pe care le avem. Pentru că suntem tentați, mai ales de această extremă competitivitate care este încurajată din ce în ce mai mult, să credem că dacă vrem, putem. Că orice ne propunem putem realiza. Și este o iluzie cumva destul de periculoasă, pentru că ea ne împiedică să avem un spațiu interior în care să se poată întâmpla și altceva sau să, în care să nu atingem obiectivul respectiv. Și cumva propunându-ne și punându-ne toate așteptările în slujba unui obiectiv de atins, dacă nu-l atingem, riscăm să fim extrem de dezamăgiți și de răniți. Da. Frustrați, da. Lucrurile nu au stat mereu așa. Oamenii, timp de foarte multe mii de ani, au trăit cu credința că se întâmplă numai ce vor zeii sau ce dă Domnul sau se face voia Domnului, mă rog, și nu trebuie să tragem atât de tare. Și cumva este un fenomen cultural mai mult acesta al setării obiectivelor și al acțiunilor permanente înspre ceva exterior nou. Eroul cu 1000 de chipuri ne propune și ne povestește, de fapt, foarte mult despre starea interioară, în care, chiar dacă eroul își propune sau nu, lucrurile se întâmplă oricum, dar nu se întâmplă așa cum își dorește el. Se întâmplă spre binele lui, spre dezvoltarea lui, a eroului, dar nu așa cum și-a propus. Deci e important când ne setăm obiective să avem în vedere și faptul că poate universul, sau cum vrem să-i spunem, neprevăzutul, inconștientul, are alte planuri pentru noi, care și să sunt învățăm mai să potrivite. Și să învățăm să acceptăm lecția aceasta a acceptării, pe care de altfel am întâlnit-o în alte discuții și în zona religiosului.
în zona tradiției creștin-ortodoxe, să acceptăm lucruri acum că vin de la Dumnezeu sau că legile Universului funcționează în așa fel încât unele lucruri se întâmplă, alte lucruri nu se întâmplă. Probabil că n-ar trebui să ne punem atâtea întrebări de ce nu se întâmplă alte lucruri. Probabil că așa ar trebui să se întâmple dacă ne ghidăm după legile Universului, că ceea ce se întâmplă sau e să se întâmple, se întâmplă, ceea ce nu se întâmplă sau poate că nu e momentul să se întâmple. De cele mai multe ori noi ca oameni vrem lucrurile repede, cât se poate de repede. Îmi propun ceva și dacă s-ar putea întâmpla ieri, făcând bineînțeles o glumă, ne dorim lucrul ăsta, cât mai repede să se întâmple, dar poate că nu e ok să se întâmple chiar pentru binele nostru acel lucru în momentul pe care ni-l dorim noi. Poate că noi nu suntem pregătiți pentru a primi acel lucru în acel moment. Și ar putea să mai treacă ceva timp să mai învățăm niște lucruri din viață ca apoi să vină lucrul respectiv. E o părere. Sigur, e incontestabil ce ai spus tu, adică nu există argumente împotriva ce spui. În același timp, noi avem cumva fiecare propria noastră filozofie de viață, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai individualizate și mai diferite. Și ce este important sau ce ne îndeamnă psihologia junghiană și chiar și Joseph Campbell în cărțile lui este să căutăm sensul la ceea ce se întâmplă sau nu se întâmplă pentru noi. Să încercăm să dăm un sens, exact cum ai spus la început, ce avem de învățat din lecția pe care ne-o dă 2020 sau pe care ne va da 2021, mai mult decât să ne cramponăm de ceea ce ne dorim noi să se întâmple. Pentru că mintea conștientă sau eu-ul, voința noastră, nu e întotdeauna acordată cu ceea ce își dorește inconștientul, să zicem, de la noi. Iar Călătoria eroului, Eroul cu 1000 de chipuri, cartea lui Campbell, ne explică foarte frumos ce fel de călătorii facem, indiferent dacă suntem sau nu conștienți, în anumite perioade ale vieții sau de-a lungul unei vieți și de ce este necesar să facem aceste călătorii în tărâmul necunoscutului. Pentru că fără a pleca din confortul casei, din de lângă părinți, de unde ne este bine, nu ajungem să ne descoperim cu adevărat puterile și limitele. Și nu ajungem să descoperim foarte multe lucruri, nu ajungem să descoperim cine suntem. Și atunci, aceste călătorii pe care cu siguranță toți le facem, adică orice proces care se desfășoară în viața noastră la un moment dat, dacă avem timp și putem să-l privim sub aspectul călătoriei eroului, vom vedea că are elemente care se potrivesc cu aceste faze ale călătoriei eroilor descrise de Campbell. În primul rând, suntem chemați la aventură când începem o relație, când începem un job, când alegem profesia, când plecăm de acasă, când plecăm într-o altă țară și așa mai departe, că avem parte de această intrigă cumva, în care starea de fapt este pusă la încercare, status quo-ul, felul în care trăim, suferă o transformare, o trecere în altă formă cumva, ceva se schimbă. Apoi, întotdeauna există această perioadă sau există perioade în viața noastră când ne aventurăm sau ne trezim în necunoscut. Nu mai știm ce ni se întâmplă, avem parte de conflicte, de adversități, de diferite, de boli, poate, de tot felul de provocări, de pierderi în viețile noastre. Și e important cumva să recunoaștem că aceste faze sunt faze firești în procesul nostru de dezvoltare psihologică. Și trecând prin aceste perioade de adversitate în care totul pare necunoscut sau nimic nu pare să corespundă cu ce ne-am propus noi,
obiectivele pe care ne-am setat sau cu ceea ce ne-am dori să se întâmple, repet, trecând prin aceste faze, ajungem să descoperim lucruri pe care nu le știam despre noi și despre cei din jurul nostru. Suntem susținuți din interior de tot felul de abilități despre care nu știam că le avem sau de instanțe interioare, dacă e să le zic așa, sau de chiar de persoane din exteriorul nostru și trecem, ieșim din aceste perioade dificile transformați, cum mulți probabil că au ieșit din perioada dificilă 2020 diferiți de așa cum, de felul cum au intrat. Eu cu siguranță am perceput în ce mă privește că această perioadă de frustrări pe multiple planuri m-a curățat de foarte multe pretenții inutile, cumva, de la piață, de la mine, de la cei din jur și cumva sunt convinsă că foarte mulți oameni sunt în situația asta de a aprecia lucrurile care sunt esențiale, într-adevăr, și de a lăsa la o parte pe care nu le-au apreciat înainte, pentru că tot vorbesc și insist și pe zona asta și pe aspectul acesta legat de recunoștință, da? În momentul în care te trezești dimineața, să ai acea recunoștință față de univers. Văd lumina soarelui, mă bucur de un copac, mă bucur de, eu știu, fiecare ce are în jurul lui. Sau mă bucur de momente, de momentele zilei. Mă bucur când citesc o carte în fotoliu, cu o cană de ceai, de cafea sau de vin fiert, în condițiile în care în alte zone ale globului sunt oameni care mor de foame. Da? Adică exercițiul acesta, din punctul meu de vedere, personal vorbind, al recunoștinței, mi se pare extraordinar, pentru că noi ca oameni avem câteodată tendința, și am mai spus-o, de a considera lucrurile pe care le avem, sănătatea, jobul, nu știu, faptul că merg, faptul că văd, faptul că simt, faptul că aud, faptul, da? Toate lucrurile astea le considerăm niște daturi. M-am născut cu ele. Adică e firesc să respir. E firesc să pot să umblu. Dar gândește-te poate la cel care nu poate să umble. Și atunci, posibil ca toleranța la frustrare să mai crească puțin. Un exercițiu foarte interesant pe care eu vreau să ți-l împărtășesc ție este următorul. Pe lângă toți oamenii de vârste diferite, au existat două categorii aduse în atenția opiniei publice, două categorii vulnerabile. Sau așa zis vulnerabile. Copii și vârstnici. Dincolo de copii care n-au mai experimentat o astfel de stare, am întâlnit și vârstnici care au trecut prin COVID, având COVID, dar care au trecut prin această perioadă de restricții cu o foarte mare toleranță la frustrare. Și am auzit vorba pe care eu o intuisem înainte, da? Și mi-a fost confirmată de un vârstnic când vine și spune: măi copii, am trecut printr-un război, am trecut prin foamete în anii 40 și ceva, am trecut printr-un cutremur în 77, cu multe pierderi de vieți omenești, am trecut prin inundații, am trecut prin multe, multe alte lucruri, ierni grele, celebrele ierni cu zăpadă de cutroiene de 3 metri de la sfârșitul anilor 60. Da? Oamenii ăia sunt căliți. Tinerii se raportează la astfel de evenimente exterioare într-un fel, pentru că n-au mai trăit. Vârstnicii se raportează poate cu mai multă îngăduință și am simțit nevoia să-ți împărtășesc acest lucru. Sigur, sigur, dar exact asta spune și Campbell și asta încercam să spun și eu, că prin aceste călătorii în necunoscut, prin aceste provocări ale sorții, dacă vrei,
ajungem să descoperim în interiorul nostru resurse, reziliența, cum ai spus tu, care ne ajută pe viitor să facem mai ușor față frustrărilor sau dificultăților. Și fiecare dintre noi are de făcut propriile călătorii. Într-un fel, dacă atunci când suntem expuși sau supuși unei perioade dificile de frustrări, dacă o privim ca pe o călătorie eroică în inconștient, în care ne vom întâlni cu noi înșine sau cu părți din noi înșine pe care nu știam că le avem și din care vom ieși într-un final transformați, poate că ne va fi mai ușor să suportăm perioadele dificile respective. Dacă ne imaginăm viața ca fiind o sumă întreagă de experiențe plăcute și trăim ca niște copii doar ghidându-ne după principiul plăcerii, sigur că frustrările și neașteptatul vor fi foarte greu de suportat și pentru unii chiar imposibil. Deci, într-adevăr, este important să avem experiențe dificile și ele fac parte din psihicul, din nevoia psihicului nostru de a se transforma și de a se cunoaște pe sine și de a se dezvolta. Și despre asta vorbește și Campbell și cumva, dacă ar fi să ne propunem ceva pentru 2021, ar fi să avem o călătorie frumoasă, să avem o călătorie frumoasă, nu știu, interesantă, o călătorie în care să regăsim ceva, să găsim ceva sau să regăsim ceva important din noi înșine. Cred că e un obiectiv atât poetic cât și psihologic realist și dacă privim fiecare an sau fiecare interval, fiecare perioadă din viața noastră ca o călătorie sau o sumă de călătorii semnificative, s-ar putea să ne fie mai ușor să trecem prin perioadele de dificultăți. Iar obiectivele, sigur, atunci când le atingem, obiectivele pe care ni le propunem, ne simțim bine, avem o descărcare de dopamină și o satisfacție de moment care ne face să ne simțim împliniți, dar după aceea viața continuă. Începe o nouă călătorie a eroului. Trebuie să fim pregătiți pentru nou și neprevăzut ca să nu ne descumpănim ușor. Foarte frumos spus și poetic, de altfel. A fost alături de noi Iulia Feordeanu, psihoterapeut junghian, instructor Aware Parenting la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, vorbind despre rezoluții, intenții, obiective, planuri. În această frumoasă călătorie despre care povestea Iulia și despre care povestește de altfel și Joseph Campbell în cartea Eroul cu 1000 de chipuri, această frumoasă călătorie care este viața și că nu destinația trebuie de fapt să ne intereseze, cât călătoria. Eroul cu 1000 de chipuri de Joseph Campbell, o carte publicată în colecția Arhetipa editurii Herald, pe care vă o recomandăm cu drag și care face parte din campania Obiective și Intenții pentru anul 2021. Îți mărturisesc sincer, îmi place foarte mult că am făcut acest mix între ceea ce s-a întâmplat în 2020, ce lecții am învățat și ce concluzii am tras, felul în care privim 2021, tot ca pe o călătorie, da? Călătoria noastră, călătoria eroului, și faptul că până la urmă viața însă și este o călătorie și posibil ca în această călătorie să ne mai dăm cumva răgazul de a ne mai opri la o bornă și de a ne mai odihni și de a ne mai face un soi de autoanaliză sau introspecție despre ceea ce suntem noi cu adevărat înainte de a porni mai departe în această călătorie. Mulțumim din suflet, Iulia Feordeanu. Și eu mulțumesc. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise cu un alt invitat. Până atunci să aveți o zi binecuvântată în continuare. Noi vă mulțumim cu recunoștință că ați fost alături de noi. Și bineînțeles, vă dorim lectură plăcută la această minunată carte a lui Joseph Campbell, Eroul cu 1000 de chipuri. La revedere!